Evanghelia după Iuda, descoperită întâmplător în anul 1970 în Egipt, într-un mormânt părăsit, este considerată una dintre cele mai mari descoperiri de text din ultimele decade. Manuscrisul, numit Codex Stakos, pare a reprezenta o copie a unui document anterior produs de o sectă gnostică a cainiților. Textul atribuit lui Iuda Iscarioteanul pune sub semnul întrebării elemente fundamentale ale doctrinei creștine și conține elemente de evanghelie inversate, precum o fac toate scrierile apocrife de natură gnostică. Are 62 de pagini și conține 4 texte, toate scrise în limba coptă. Evanghelia lui Iuda, întâia apocalipsă a lui Iacob, epistola lui Petru către Filip și fragmente din cartea Alogenes. Descoperită din întâmplare, ulterior ajunsă pe Piața Neagră, Evanghelia lui Iuda a fost recuperată abia în anul 2006, an în care specialiștii americani au confirmat autenticitatea textului. Ei au comparat cerneala folosită cu cea de pe un document egiptean aflat la Muzeul Louvre, ambele având aceeași compoziție chimică specifică acelei perioade în care a trăit Iisus Hristos. Documentul a fost scris cu două tipuri de cerneală, una de culoare neagră și cealaltă de culoare maro, bogată în fier. Cerneala neagră a fost folosită în Egipt până în secolul al III-lea. Semnificația cernelii maro este însă greu de înțeles. Rezultatele cercetării au concluzionat. Papirusul este autentic, datează din anul 280 după Hristos, iar textul nu a fost scris de Iuda, ci de urmașii săi, pe un papirus nou, neted, care apoi a îmbătrânit natural. După ce a fost analizată de cercetători, Evanghelia după Iuda a fost returnată Muzeului Coptic din Cairo. Specialiștii în analizarea textelor antice au confirmat că Evanghelia după Iuda este scrisă în limba coptă și prezintă o variantă inedită a sacrificiului lui Isus. Scrisă sub forma unor dialoguri între Iuda și Isus, cele 62 de pagini ale papirusului aduc interpretări total diferite de cele 4 evanghelii consacrate ale Noului Testament. Documentul îl prezintă pe Iuda Iscarioteanul într-o lumină bună, descriindu-l ca unul care a ascultat de o poruncă divină atunci când l-a predat pe Isus autorităților pentru mântuirea lumii. Este o imagine cu totul diferită de cea a trădătorului care și-a vândut sufletul pentru 30 de arginți. Evanghelia după Iuda pare să aibă o aură mistică. Se spune că Isus apărea adesea printre ucenici, întruchipat într-un copil și provine dintr-un spațiu dumnezeiesc sau din împărăția lui Barbelo. Dumnezeu este cel care există prin sine însuși. În plus, există 12 eoni, 72 de luminători, 72 de ceruri, 360 de aștri și milioane de îngeri. Mulțimea celor nemuritori e numită cosmos, adică pieire. În Evanghelia după Iuda, Iisus râde cu dispreț de discipolii săi pentru că nu dețineau cunoașterea adevărată. Însă Iuda este singurul dintre cei 12 apostoli care înțelege adevărata natură a lui Iisus. De aceea îi încredințează numai lui tainele împărăției. Acest Iisus gnostic pare să-l respingă pe Dumnezeul Vechiului Testament. Într-o viziune, cei 12 apostoli văd templul și 12 preoții morali și corupți. Iisus le spune că ei sunt acești preoți care conduc poporul pe căi greșite ca slujitori ai păcatului. Și învățătura referitoare la nemurirea sufletului se regăsește în acest document. Doctrina creației este destul de diferită față de învățătura biblică. Cel care există prin sine însuși a ieșit dintr-un nor. Alte ființe s-au ivit din alți nori. Nu numai că există eoni și alte creaturi, dar lucrarea de creare a ființelor nu este limitată numai la Dumnezeu. Luminătorii sunt creați și tot ei dau naștere altor luminători. Îngerul Nebro și-a creat 6 îngeri ca asistenți, printre care Saclas.
Acesta se adresează altor îngeri, cărora le spune că ar trebui să creeze o ființă umană după un chip. Astfel sunt creați Adam și Eva. Eva, cea din Nor, se numește Zoe, care înseamnă viață. Totuși, cel mai important rol este cel al lui Iuda. Într-o viziune, el vede pe cei 12 lovindu-l cu pietre și persecutându-l. Iisus îi spune că va fi blestemat de alte generații și totuși, într-o zi, el va domni peste ele. Iuda îi va întrece pe toți ceilalți. Pasajul cheie este acela în care Iisus îi spune lui Iuda: îl vei sacrifica pe omul care mă întruchipează. Cu alte cuvinte, Iuda îl va omorî pe Iisus și astfel îi va face o favoare. El va scăpa în sfârșit de această carne materială, fizică, eliberându-l astfel pe Hristosul adevărat. În această scriere gnostică, Iuda este cel care se sacrifică și va suferi cel puțin tot atât de mult pe cât suferă Iisus Hristos în Sfintele Evanghelii canonice, datorită blestemului tuturor neamurilor pentru trădarea sa. Evanghelia se termină la fel de brusc precum începe. Nu menționează moartea sau învierea lui Iisus. În Evanghelia după Iuda nu apare nimic despre nașterea Domnului Iisus, despre botez și nici referitor la primii săi ani de misiune. Este menționat faptul că Iisus a făcut minuni, dar nu este prezentată nici măcar una. De vreme ce moartea și învierea lui Iisus nu sunt menționate, întâlnirile de după Paște cu ucenicii și înălțarea la cer sunt de asemenea omise. Subiectul mântuirii nu este deloc dezbătut. Această evanghelie nu indică nici repere geografice referitoare la locațiile în care Iisus ar putea fi plasat la o anumită dată. Nu prezintă informații cronologice care ar putea ajuta la localizarea în timp. Așadar, informațiile istorice prezentate sunt minime. Practic, evanghelia constă în dialoguri. Conform Evangheliei, nu moartea lui Iisus ne mântuiește, ci cunoașterea secretă comunicată de Iisus lui Iuda. Biserica creștină nu recunoaște Evanghelia lui Iuda, considerând-o o încercare de a-l victimiza pe trădătorul lui Iisus Hristos. În fond, aceasta este una dintre evangheliile gnostice. Să nu uităm că gnosticismul a fost o teologie parazit. Se agăța de orice religie care era la îndemână și îi rescria scrierile sfinte și doctrinele pentru a se încadra în convingerile sale singulare. Adesea, răufăcătorii din religia originală erau transformați în eroi în varianta gnostică. Una dintre diferențele majore dintre credința gnostică și cea creștină privește originea răului în univers. Creștinii cred că un Dumnezeu bun a creat o lume bună și că datorită abuzului în folosirea liberului arbitru, păcatul și stricăciunea au intrat în lume și au produs dezordine și suferință. Gnosticii, în schimb, dădeau vina pe Dumnezeu pentru răul din lume și susțineau că El a creat o lume dezordonată și defectuoasă. De aceea, ei cereau reabilitarea unor personaje din Vechiul Testament, precum Cain, care l-a ucis pe fratele său Abel, sau Esau, fratele mai mare al lui Iacob, care și-a vândut dreptul de întâi născut pentru o farfurie de mâncare. Iuda se potrivește perfect în agenda gnostică de demonstrare a faptului că Dumnezeu a intenționat existența răului în lume. Evanghelia lui Iuda poate fi un astfel de document, caz în care este de o mare valoare istorică prin contribuția pe care o aduce la cunoașterea mișcării gnostice, dar nu ridică nicio provocare directă pentru creștinism. De asemenea, aceasta nu poate să adauge nimic viziunii canonice asupra vieții Mântuitorului sau comunității apostolice. De altfel, în Biblie stă scris: căci va veni o vreme când nu vor mai suferi învățătura cea sănătoasă, ci dornici să-și desfăteze auzul, își vor grămădi învățături după poftele lor și își vor întoarce auzul de la adevăr și se vor abate către basme.
Timotei, capitolul 4, versetele 3 și 4.